Salutare tuturor! Numele meu este Ștefan Alexandru și în episodul acesta vreau să vă împărtășesc puțin din experiența mea. Cum poate știți, conform statisticilor, doar 10% din traderii retail sunt profitabili și poate doar o parte din aceștia sunt profitabili pe termen lung. Aproximativ 20% sunt pe zero, adică sunt la un pas de a deveni profitabili sau chiar la un pas de a renunța. Restul de 70% sunt pe pierdere. Unii au renunțat deja, alții încă speră să devină profitabili. Deci poate sunt pe drumul cel bun. Poate că v-ați întrebat de ce atât de puțin trader reușesc să devină profitabil pe termen lung. Haideți să vă explic. Pentru început, voi încerca din start să elimin pe cei care au intrat în joc doar pentru că s-au plictisit de păcănele. Cu siguranță, cei cu gambling-ul în sânge nu au nicio șansă să ajungă profitabili. Cel puțin nu pe termen lung. Așa că 30% jos. Rămânem cu 70%. Presupune că toți cei 70% rămași sunt persoane inteligente, capabile să învețe logic și apoi să pună în aplicare noțiunile asimilate. Dar noi știm că dacă trading-ul ar fi atât de ușor, toți ar fi câștigători, ceea ce e imposibil, nu? E nevoie de timp pentru a ajunge în vârf, motiv pentru care o parte renunță în primele luni. Unii din lipsă de motivație, unii pentru că sunt presați financiar, unii pleacă ureche la 5 video și deși mai câte motive. Pe scurt, cei care renunță în această fază sunt cei care nu sunt consecvenți. Pur și simplu nu cred destul în ideile lor și în capacitatea lor de a-și îndeplini visul. Din cei 70% rămânem cu aproximativ 40%. Se cam strânge lanțul și, sincer să vă spun, de aici lucrurile încep cu adevărat să devină complicate. După cum spuneam, a rămas cu 40%. Toți inteligenți, dispuși să investească majoritatea timpului liber și aproape toate resursele financiare pentru a ajunge în fundul piramidei. Și totuși, cu toate că toți avem acces la aceleași informații, aceeași teorie și aceleași softuri ajutătoare, mulți dintre cei rămași nu vor ține pasul. O parte din cei rămași își vor da seama că teoria e una și practica e alta. Vor conștientiza că dacă nu pun în aplicare în mod repetat ceea ce au învățat, nu au nicio șansă de reușită. Backtesting, backtesting și iar backtesting. În această fază, traderul reduce numărul perechilor pe care le tranzacționează, fie ele cripto, forex, metale, nu contează. Deci rămâne cu 3-4 pe care le cunoaște atât de bine, încât și noaptea în somn, dacă se trezește, știe prețul la care se tranzacționează. Tot în această fază, găsește una, maxim două strategii care îi se potrivesc și de la care nu se abate. Foarte important, să nu mai trecem de la o strategie la alta, doar pentru că avem câteva intrări consecutive pierdute. În această fază, rămân sau pică în jur de 20%. O parte sunt în continuare pierzători, restul se zbat să rămână pe zero sau poate puțin profit. Și am ajuns la ultimii 20%. Ce informații secrete dețin ei oare? Vă spun eu, nu există informații secrete. Toate sunt pe internet sau în librării, majoritatea sunt gratis, unele costă. Cei rămași au mult backtesting în spate, stăpânesc strategiile și cunosc perechile tranzacționate. Asta o știți de dinainte. Dar ceea ce îi deosebește pe cei 20% de restul e că au un sistem de money management foarte bine definit, care îi ajută să piardă mai puțin decât câștigă. Sunt conștienți că orice trader pierde și înțeleg faptul că nu contează câte intrări sunt câștigate și câte pierdute, atât timp cât câștigă mult și pierd puțin. Să vă dau un exemplu. O strategie cu un win rate 40% poate să fie mai profitabilă decât o strategie cu un win rate de 60%. Atât timp cât prima strategie întoarce 3x, 4x pe intrările câștigătoare, iar a doua doar 2x, folosind același R. Așa, apropo, aici vreau să vă menționez că nu există strategie câștigătoare care să aibă un win rate mai mare de 60-65%. Cei guru care vând astfel de vise conduc mașini scumpe pe visele voastre, nu pe strategia lor. Trecând peste, și pe cei ultimii 20% putem împărți în două părți. Dacă doriți să ajungi în vârf, să faci parte din cei mai buni trader din lume, trebuie să conștientizezi că cel mai important lucru este psihologia din spatele tradingului. Psihologie în engleză. În română e cam banal să spunem așa simplu, psihologie. Dar ceea ce vreau să spun e că un trader adevărat trebuie să fie stăpân pe sine, să aibă o putere de caracter ieșită din comun, să fie capabil să își controleze gândurile atât în cele mai grele, cât și în cele mai bune situații. Vă spun cu mâna pe inimă că tradingul este poate cel mai greu job din lume, dar cu satisfacții pe măsură. Tradingul îți va testa limite care nici nu puteai să-ți imaginezi că există. E un carusel în care mulți intră și puțini sunt vingători. Dacă psihic nu ești pregătit, poți să stăpânești toată informația din lume, poți să testezi toate strategiile și să cunoști toate perechile de tranzacționare și totuși, într-o fracțiune de secundă, poți ajunge din vârf până la ultimul nivel.
Acesta este secretul și, din păcate, nimeni nu îl spune. Nici un guru de pe internet nu dezbate acest subiect. Toți vând vise, lumea le cumpără și la un moment dat se trezesc la realitate. Din păcate, pentru unii e prea târziu, dar pentru alții e exact ceea ce aveau nevoie pentru a face ultimul pas. Acestea fiind spuse, dacă vi s-a părut interesant, spuneți-mi în comentarii voi în ce fază vă aflați, dacă sunteți în cei 10% sau încă în primii 90%. Și dacă toți suntem aici, dați un share, vă rog, și apăsați butonul de subscribe. Urmează câteva episoade mega interesante și nu uitați că vom începe zilele următoare să facem multe live-uri sau înregistrări în care testăm strategii sau pur și simplu vă arătăm cum intrăm în piață. O zi bună tuturor și baftă mult în continuare. Salutare!